Miercuri seara începe una dintre cele mai frumoase povești de iubire prin care Dumnezeu ne arată că în ciuda răutății noastre, în ciuda mai mult decât răutății noastre, El ne ține partea. E parte integrantă din viețile noastre cu fiecare zi, cu fiecare secundă, cu fiecare atom din trupul și propriul nostru sânge. Bună seara, dragi videocredincioși ai doxologiei! Suntem împreună în taina Mănăstirii Golia, la vremea în care am citit poate cea mai de preț dintre evangheliile pe care le avem la îndemână. În bisericile de marohii, marile catedrale, în mănăstiri, în schituri, acasă pentru cei bolnavi, mesajul este același. Evanghelia de astăzi, care este din Evanghelia de la Luca, capitolul 22, versetele 1-39, ne vorbesc despre instituirea dumnezeieștii liturghii, a trupului și sângelui lui Hristos ca vindecătoare, hrană vindecătoare pentru viețile noastre, dătătoare, într-un fel sau altul, de nădejde că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Niciuna dintre evangheliile săptămânii acesteia mari nu contează cât înțelegerea acestei evanghelii. Domnul Hristos ne spune, fiind în vremea azimelor, când se apropiau de Paști, ne spune în ce mod rămâne împreună cu noi. Nu căutați să priviți când iese Iuda, ce mănâncă Iuda, ce face Iuda. Lăsați-l. Încercați doar să pricepeți în ce mod Hristos Domnul trece din ochii credincioșilor săi apostoli în mâinile credincioșilor săi apostoli și din mâinile lor în mâinile preoților și din mâinile preoților pe buzele și în sufletul frăților voastre. E începutul acesta al vindecării prin hrană a foamei noastre de Dumnezeu. De fapt, miercuri seara începe una dintre cele mai frumoase povești de iubire prin care Dumnezeu ne arată că în ciuda răutății noastre, în ciuda mai mult decât răutății noastre, El ne ține partea. E parte integrantă din viețile noastre cu fiecare zi, cu fiecare secundă, cu fiecare atom din trupul și propriul nostru sânge. Dacă vreți, se constituie cea mai mare cantitate de ATI din lume, o construcție ateistică ce se cheamă trupul și sângele lui Hristos. Ba mai mult, ni se dăruiește posibilitatea de a vedea că Dumnezeu iubește dumnezeiasca sa liturghie. Dacă ar să te închemați toți, uneori chiar iudele, pentru a putea să ne vindecăm și să recunoaștem când greșim, să ne ridicăm cu minți și pocăiți deopotrivă dinaintea Lui. Ce este important e că Evanghelia aceasta se termină atât de atârnat într-un fir încât aproape că îți vine să nu te mai duci mâine, să nu mai vină ziua de mâine. Este Evanghelia aceea în care Iuda, trădându-L pe Hristos, îl face să plece spre muntele măslinilor, acolo unde împreună cu ucenicii săi, tot timpul Domnul se retrăgea, cânta psalmi și, de cel mai multe ori sunt convins, le povestea despre împărăția lui Dumnezeu. De data aceasta este altfel. Mulțime de oameni se apropie de El, pun mâna pe El, sărutul lui Iuda îl trădează, săbile se ivesc, după o altă evanghelie, Petru chiar trăznește în urechea una dintre slujitorii templului. Hristos rămâne calm, El știe cine este. El știe că odată cu cina cea de taină a dăruit, de fapt, taina tuturor cinelor, prânz prin care suntem împreună cu El. Sigur că e impresionant modul acesta în care zilele în săptămâna patimilor alunecă dintr-una într-alta. La strănile bisericilor se cântă trist, adânc și extrem de adevărat. N-am fost în stare să-L recunoaștem pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Firea umană e prea preocupată de ea, de sfărăriile ei, de neputința ei, de dorința unora sau altora de a se crește în funcții și în așezări. La Hristos nu e așa. El ne spune simplu, luați, mâncați, luați, beți. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.